Poliția trage un semnal de alarmă. În doar 2 săptămâni, oamenii legii au întocmit aproximativ 4.000 de procese verbale pentru nerespectarea regulilor epidemiologice. Numărul contravențiilor a crescut de 15 ori comparativ cu perioada similară a anului trecut, când au fost documentate 300 de încălcări. Cele mai frecvente abateri țin de nerespectarea distanței sociale și lipsa măștii de protecție. Campioni în acest sens au fost locuitorii municipiului Chișinău și Bălți. Situația când amenda a fost micșorată până la 50 de lei deja a creat una din premize ca cetățeanul să devină mult mai responsabil și să se considere că 50 de lei pentru el nu este o amendă atât de usturătoare. Potrivit poliției, moldovenii nu se mulțumesc cu o singură amendă și încalcă repetat regulile. Parcursul acestor 2 săptămâni, deja avem înregistrate 7 cazuri de acest gen și acestea se referă în principiu la nerespectarea portului măștii, se referă inclusiv la nerespectarea măsurilor de autoizolare sau aflarea persoanelor în grupuri mai mari de 3 persoane în locuri publice. Mai mult au fost constatate și cazuri când persoanele intenționate au completat fișele epidemiologice cu date eronate. Neconștientizarea riscului la care cetățenii noștri se expun însuși ei și îi expun pe cei din jur, a dus la situația ca la ziua de astăzi să avem foarte multe cazuri confirmate. Irresponsabilitatea acestor cetățeni a dus la fel ca spitalele să fie arhipline. Solicităm cetățenilor să respecte acele cerințe impuse de Comisia Excepțională. Suma totală a amenzilor a fost de peste 8 milioane de lei, iar în bugetul statului au ajuns doar 2 milioane.